Potrivit reprezentanților primăriei, colaborarea cu experții urbaniști din Federația Rusă a început încă în anul 2020, atunci când, după o vizită de lucru în Sankt Petersburg, părțile au convenit să facă un schimb de experiență și să împrumute cele mai bune practici. Astfel, specialiștii din Rusia, împreună cu cei din Republica Moldova, au lucrat la elaborarea strategiei de dezvoltare a municipiului Chișinău, document care va sta la baza actelor ce urmează a fi elaborate, cu referire la dezvoltarea și modernizarea municipiului Chișinău. În așa mod, noi transmitem experiența care o avem noi, preluăm practica nouă care o dezvoltă instituții de învățământ, în așa fel obținem rezultate foarte bune pentru ambele părți implicate. Noi pledăm pentru proiecte noi, proiecte interesante, unde să, pentru că este la fel, este ceva nou pentru noi, preluăm experiența atunci când mergem peste hotare. În orice oraș am fost în România, în Federația Rusă. Ulterior, municipalitatea își propune elaborarea planului urbanistic general, document care trebuie să stea la baza dezvoltării orașului. Tot în cadrul atelierului de lucru a fost selectat Centrul Național de Creație Satul Moldovenesc Buciumul pentru a fi revitalizat. Ceban spune că obiectivul este amplasat în centrul orașului pe o suprafață de 0,68 hectare, iar acum se află în paragină. Este un teren și un teritoriu foarte frumos în centrul orașului. Sunt niște clădiri foarte de valoare națională, ca din punct de vedere istoric, și care necesită a fi valorificate într-o formă cea mai reușită. Modalitatea de valorificare a acestui obiectiv urmează a fi decisă de către specialiști implicați în acest proces, de către noi toți. Vom avea o consultare publică, dezbateri publice. Centrul Național de Creație Satul Moldovenesc Buciumul este un monument de arhitectură, iar în proiect participă 10 orașe din bazinul Dunării, care colaborează între ele și își împărtășesc experiența.